Întrucât numărul celor care sunt în izolare la domiciliu, a celor care sunt în custodie în zonele de carantină cresc, vă propun și am propus Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care astăzi s-a întrunit și a votat o hotărâre prin care separăm apele la nivel de servicii medicale în regim de urgență județene. Despre ce este vorba? Ca principiu, noi trebuie să separăm serviciile medicale care sunt pe COVID sau suspecte de contaminare COVID cu celelalte servicii pentru oamenii sănătoși. Și la nivel de județ Argeș am hotărât să avem două unități sanitare mari care pot să facă aceste gesturi de servicii medicale. Este vorba de Spitalul Județean de Urgență Pitești, care va asigura, așa cum știți foarte bine că a asigurat servicii medicale în regim permanent și înainte de a fi COVID, deci Spitalul Județean de Urgență Pitești va asigura în regim de urgență toate cazurile din județul Argeș care nu sunt purtători sau suspecți de COVID-19. Iar un alt spital în care vor fi internați atât suspecții cât și cei pozitivi, dar și cei care au și alte afecțiuni, dar sunt purtători de virus COVID, alt spital, spun, este Spitalul Sfântul Spiridon Mioveni. Un tronson din activitatea medicală îl constituie copiii și singurul spital județean, în fapt, poate și regional, este Spitalul de Pediatrie Pitești. Aici nu ne permite să facem separarea acestor ape, cum v-am spus mai devreme, COVID sau non-COVID. Și atunci am hotărât ca Spitalul de Pediatrie din Pitești, în regim de urgență, să asigure și spațiile necesare și pentru cei purtători sau suspecți, dar și pentru cei sănătoși. Deci, în fiecare secție, acolo, se vor găsi și sunt deja reperate locații de izolare a celor micuți care vin cu indicii serioase și certe privind starea lor epidemiologică. În primul rând, pentru corpul medical, am făcut acest gest care mi se pare absolut obligatoriu de a separa apele pentru a-i proteja și a-i preveni și, bineînțeles, pentru noi cetățenii de rând, care oricare dintre noi putem să ne riscăm și să facem această nefericită boală. Problema care se pune este cea legată de Spitalul Mioveni, pentru că, așa cum știm cu toții, este un spital nou, are aparatura necesară, procurată din fonduri publice, dar care nu are personal medical care să poată să asigure și permanența acestor cetățeni care sunt purtători sau care sunt pozitivi și care în perioada respectivă pot să facă anumite simptomatologii, alte suferințe medicale. Și am luat decizia că legea ne permite și mulțumesc anticipat și pentru înțelegerea corpului medical care va fi implicat în servicii medicale la Spitalul Mioveni. Spun, am luat decizia ca pe o perioadă de 2 luni cu o posibilitate de prelungire a acestui interval de timp, colegii care lucrează în spitalele Câmpul Lung, Curtea de Argeș și Costești, de ce numai acestea? Simplu, pentru că sunt spitalele care au centre de primiri urgențe, ca și unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean, ca și secția de boli infecțioase de la Spitalul Județean, să meargă să asigură servicii medicale permanente la Spitalul Mioveni. Deci, avem pe de o parte Spitalul Județean de Urgență Pitești, care va asigura asistență medicală de urgență
tuturor persoanelor care nu sunt purtătoare sau nu sunt suspecte de COVID-19. Și avem Spitalul Orășenezi-Mioveni numai pentru cei care sunt purtători sau sunt pozitivi cu anumite afecțiuni. În spitalele rămase fără majoritatea medicilor și a personalului medical. Este vorba de Spitalul Câmpul Lung, Curtea de Argeș și Costești. În aceste spitale, spun, vom asigura o spitalizare minimală, de servicii minimale, în profil de urgență. Deci și acolo va fi un corp medical care va asigura și îl veți găsi în permanență acolo, numai pe servicii absolut de urgență și mici servicii medicale.